Eu sunt convinsă, copilul a fost omorât, fetița a fost omorâtă. Când am întrebat de ce n-a lăsat-o să meargă la grădiniță în acea dimineață, copilul mi-a zis, băiețelul care a supraviețuit, mi-a zis că pentru că a furat 2 biscuiți de la o colegă și a aflat de la educatoare asistenta maternală. Și atunci i-a dat o lecție. Deci ăsta a fost motivul. De foame, copilul a luat 2 covrici. Erau pur și simplu călcați în picioare, bătuți cu partea metalică a curelei, cu slănină băgată cu forța pe gât cu degetul, flămânzi de dimineață, stăteau câte o oră și așteptau pe bătrână să le dea câte o bucată de salam și slănină să-i trimite la școală. Deci eu nu pot să înțeleg cum se poate ca nici acum, deși au trecut peste 2 luni de la uciderea fetei, nici până acum să nu fie trași la răspundere. Cum a băut fetița spirit, cum a încercat să obțină niște venituri mai mari, deci copiii sunt duși la medici psihiatrii sau psihologi, la psihologi cunoscuți și obținute acte medicale, precum că ar avea probleme pentru ca să mai primească încă 5-6 milioane în plus. Deci sunt niște lucruri care sunt scăpate de sub control la nivelul Direcției Generale pentru Protecția Copilului Timiș. Putem vorbi despre omor în cazul fetiței de 4 ani care a decedat fiind în grija unei asistente maternale? Avocatul Carmen Obârșan ne-a pus la dispoziție fotografii cu fetița făcute la scurt timp după decesul acesteia. Avocatul spune că pe corpul fetiței decedate se văd clar urme de lovituri. Ba mai mult, tot aceasta afirmă că a vorbit cu unul dintre frații fetiței, iar acesta a spus că asistenta maternală, în vârstă de 72 de ani, îi supunea la chinuri greu de imaginat. Se pare că aceștia erau bătuți, ținuți flămânzi și încuiați în casă. Avocatul Carmen Obârșan crede că fetița a fost omorâtă în bătaie. Credeți că acum cauza morții fetiței se schimbă, având în vedere că ați văzut aceste leziuni pe corpul fetiței? Mai credeți în ipoteza că fetița a căzut din pat și s-a lovit la cap? Nu, de la început. Deci pe corpul fetei sunt urme și nu mi le explic, doar de țigare stinsă, nu pot să-mi dau seama. Sunt urme de legare, sunt urme în zona apropiată zonei genitale. Sunt urme pe picioare. Vom reveni cu detalii în exclusivitate de la apropiații fetiței decedate. Bugetul este finalizat în acest moment, este un buget care este și în acest an axat, la fel ca și în trecut, atât pe partea de investiții într-o proporție cât mai mare, dar și pe întreținere cât mai bună a orașului și a Timișoarei. Am reușit să ne mutăm anul trecut înspre un echilibru în care pentru fiecare leu investit în oraș am cheltuit 2 lei pentru întreținerea orașului, pentru funcționarea primăriei. Este un raport foarte bun, având în vedere că până în 2020 pentru un leu investit cheltuiam 8 lei. Pentru funcționarea primăriei. Suntem acum la o treime în care mai mult de fapt de o treime din banii primăriei merg pe investiții publice. Anul trecut am reușit să avem undeva la 650 de milioane de lei. Este cea mai mare sumă pe care a investit-o primăria Timișoara vreodată într-un an în oraș. În ultimii 3 ani, 2020-2022, am investit mai mult în Timișoara decât s-a investit din 2012 până în 2020, deci în 3 ani mai mult decât în 8 ani. Și sperăm că acest ritm să continue. Ne propunem foarte mult, practic, acest ritm de absorbție de fonduri europene și de investiții în oraș să continue și în anii care vin. Desigur, asigurăm bani pentru plantări de arbori noi, pentru salubrizare, pentru spații verzi și pentru funcționarea școlilor, a spitalelor din Timișoara. Deci asta ar fi cele mai importante planuri pentru 2024 în ceea ce vă privește. Planurile mari sunt să finalizăm proiectele mari de investiții și de asemenea să începem noi proiecte majore, cum este regenerarea pieței Traian, cum va fi undeva pe sfârșitul anului podul de la Solventul sau alte proiecte de dimensiune aceasta. Ședință. Cum sunteți într-o ședință? Dar vă așteptăm, doamnă! Dar domnule dumneavoastră a spus că fie aici. Eu sunt într-o ședință, repet. Este o instituție publică. Vă pot aștepta, dar... Este instituție publică și noi avem programul nostru pe care trebuie să ne-l organizăm, repet. Cu domnul director general sau purtătorul de cuvânt. Domnul director general este în concediu de boală de câteva zile bune. Păi și n-are voie să fie în concediu de boală, sunteți culmea. Eu doresc să vorbesc atunci cu dumneavoastră, domnul director, nefiind aici.
Eu nu sunt abilitată să vă dau interviu. Deci dumneavoastră, practic, nu vă ocupați cu nimic? Nu ai înțeles nimic din ce am spus eu până acum. V-am spus că nu sunt abilitată să vă dau interviu. Da? Dar ce abilități aveți, doamna Trușcă? Abilitățile mele sunt diverse, bine? Vă rog să le enunțați, măcar câteva. Da, bine, mulțumesc frumos, o zi frumoasă, la revedere. Așadar, aceasta este atitudinea angajaților de la DGASPC. Aceștia parcă se află în propriul conac, iar noi ca presă îi deranjăm astăzi atunci când le solicităm câteva răspunsuri la niște întrebări extrem de pertinente pe care, iată, refuză să ni le ofere. În mijlocul unui scandal în jurul morții fetiței de 4 ani care se afla în grija unui asistent maternal, cei din vârful piramidei de la DGASPC Timiș parcă fug de răspundere publică, având în vedere că directorul general DGASPC Timiș, Bogo Anucin, este încă în concediu de boală, am dorit să vorbim cu directorul executiv Monica Trușcă. Aceasta, în loc să ne răspundă la câteva întrebări pertinente despre acest caz șocant care s-a întâmplat în ograda lor, ne-a transmis printr-o secretară că nu ne primește și că putem pleca. Abilitățile directorului executiv DGASPC Timiș, Monica Trușcă, sunt diverse, după cum chiar domnia sa afirmă, însă nici chiar domnia ei nu a reușit să ne expună măcar câteva. Veștile bune vin din partea directorului general DGASPC Timiș, care se pare că se recuperează până mâine și revine la serviciu. Ne-am făcut o programare la domnia sa, care sperăm că va fi onorată de acesta. Ministerul Finanțelor a eliberat avizul necesar demarării investiției la stadionul Dan Păltinișanu, document obligatoriu pentru construirea noii arene a Timișoarei. Urmează noi pași care să ne apropie de ceea ce ne dorim cu toții, dar este foarte important de precizat că nu putem realiza în câteva săptămâni ceea ce alții au tărăgânat zeci de ani. Facem însă tot ceea ce depinde de noi pentru a mișca lucrurile cât mai repede și ca să mă asigur că avizul nu stă rătăcit în vreun birou, am fost personal la minister, transmite președintele interimar al Camerei Deputaților Alfred Simonis. Calendarul legislativ prevede ca ulterior emiterii avizului Ministerului Finanțelor, Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației să anunțe deschiderea procedurii de transparență decizională, a procesului de elaborare a proiectului de act normativ pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții. După finalizarea procedurii de consultare publică, proiectul de hotărâre de guvern intră pe circuitul de avizare și apoi la Secretariatul General al Guvernului pentru introducerea acestuia pe ordinea de zi a ședinței de guvern. Următorul pas îl reprezintă aprobarea HCG-ului și publicarea în Monitorul Oficial, iar abia apoi Agenția Națională pentru Sport și Consiliul Județean Timiș trebuie să facă demersurile necesare pentru obținerea hotărârii de guvern prin care se aprobă demolarea actualei arene. Este foarte important de precizat că, în paralel, Compania Națională de Investiții va demara procedura de achiziție pentru proiectarea și execuția noului stadion, iar ordinul de începere a lucrării se va da după finalizarea demolării de către Consiliul Județean Timiș, a mai adăugat Alfred Simonis. De fapt, acest nu tată, nu om, monstru, nu știu cum să-l numesc, am înțeles că a abuzat de această fată ani de zile. Ea a făcut 18 ani la decembrie, dar din ce am întrebat și de ce mi-a spus ea, sunt, cred că, 5-6 ani de zile în care acest monstru a abuzat de ea. Și în momentul în care a rămas însărcinată și a și născut, era încă minoră. Așa da, înțeleg. Era minoră, ea a făcut în decembrie, a împlinit 18 ani și nașterea a fost undeva prin noiembrie. În această casă din Moravița, tatăl Vitreg și-ar fi abuzat în repetate rânduri fetița minoră. Aceasta a rămas însărcinată și a dat naștere unui copil pe care l-a abandonat în spital. O fetiță cu handicap grav a fost violată ani în șir de tatăl ei Vitreg. Se pare că mama fetiței abuzate ar fi știut calvarul prin care aceasta trecea. Fata ajunsă la 17 ani a rămas însărcinată cu abuzatorul. După naștere și-a abandonat copilul în spital și așa a ajuns vestea șocantă la urechile primarului comunei Moravița, Răzvan Brăzdău, care a alertat autoritățile și au început imediat o anchetă. Chiar sora lui Andrei, bărbatul care și-a violat fiica Vitregă, recunoaște această nenorocire. Da, sunt sora lui,
Dar îmi pare rău ce a făcut. Deci n-am judecat la minte și ce a făcut. Era beat, nu știu, nevastă sa. Îmi pare rău și de ea, că-i cumnată. Nu a avut grijă de fetița handicap. Mai mult mergea prin Deta și îl lăsa aiurea acasă. Deci nu trebuia să facă chestia asta dacă o știut că frate meu bea și nu poate să judece la minte că are ceva probleme și cu capul. După spusele primarului comunei Moravița, unele abuzuri sexuale s-ar fi petrecut chiar sub ochii celorlalți frați ai fetiței. Merge acolo unde o zis advocatul, deci la tribunal. Primarul comunei Moravița spune că mama fetei ar fi ascuns toată această dramă. Ba mai mult, a avut grijă să ascundă sub haine largi și sarcina fetiței violate de propriul soț. Noi într-adevăr nu am știut, pentru că când o vedeam pe fată clar îmbrăcată, nu ne dădeam seama și mai ales că știind că are un handicap, poate să vedeți sau... Clar că nu poți să te uiți la un copil cu o boală să-l analizezi, că poate în primul rând se simte el prost. Eu știu la mine situația, de aia vă spun. Da, e clar, mama într-un final am înțeles că ar fi recunoscut și ea, că ar fi știut că e gravidă, dar nu se știa cu cine. Dar poliția într-un final a reușit să intre pe fir și să obțină exact tot ceea ce aveau nevoie. Am fost acasă la mama fetiței abuzată sexual de soțul acesteia. Cum ați aflat de acest lucru? Că soțul dumneavoastră vă violează fata. Nu vreau să răspund nimic, hai mândru. Vă pare rău? Normal că îmi pare rău. Și de ce nu stați să vorbiți cu noi două secunde, doamnă? Stați? Că nu vreau să vorbesc. De ce nu vreți să vorbiți? De ce? Nu vă pare rău de fata dumneavoastră? Da, îmi pare rău, dar nu vreau să vorbesc. Această poveste a copilei abuzate nu a făcut decât să deschidă o cutie a Pandorei. Bărbatul a mai abuzat și alte persoane din familie. Revenim cu mărturisiri cutremurătoare din partea victimelor distruse pe viață de Andrei. Astăzi, din păcate, România are un procent rușinos la capitolul colectare separată și reciclare. Discutăm despre 12, 13, 14% din cele 6 milioane de tone de deșeuri pe care românii le generează anual. Asta înseamnă nu doar că avem un mediu poluat, dar înseamnă și faptul că riscăm sancțiuni în fața Curții Europene de Justiție. Ori performanța sistemului de garanție returnare trebuie să alinieze SGR-ul românesc la performanța altor sisteme din Uniunea Europeană. Și când mă refer la acest lucru, vorbesc de procente de peste 90%. De asta încerc mereu să spun de cât de jos plecăm, cât de jos suntem astăzi și cât de sus ne dorim să ajungem cu aceste cifre legate de țintele de colectare separată și de reciclare. Bugetul este finalizat în acest moment, este un buget care este și în acest an axat, la fel ca și anul trecut, atât pe partea de investiții, într-o proporție cât mai mare, dar și pe întreținere cât mai bună a orașului și a Timișoarei. Am reușit să ne mutăm anul trecut înspre un echilibru în care pentru fiecare leu investit în oraș am cheltuit 2 lei pentru întreținerea orașului, pentru funcționarea primăriei. Este un raport foarte bun, având în vedere că până în 2020 pentru un leu investit cheltuiam 8 lei pentru funcționarea primăriei. Suntem acum la o treime în care, mai mult de fapt de o treime din banii primăriei merg pe investiții publice. Anul trecut am reușit să avem undeva la 650 de milioane de lei. Este cea mai mare sumă pe care a investit-o primăria Timișoara vreodată într-un an în oraș. În ultimii 3 ani, 2020-2022, am investit mai mult în Timișoara decât s-a investit din 2012 până în 2020, deci în 3 ani mai mult decât în 8 ani. Și sperăm că acest ritm să continue. Ne propunem foarte mult, practic acest ritm
de absorție de fonduri europene și de investiții în oraș să continue și în anii care vin. Desigur, asigurăm bani pentru plantări de arbori noi, pentru salubrizare, pentru spații verzi și pentru funcționarea școlilor, a spitalelor din Timișoara. Deci asta ar fi cele mai importante planuri pentru 2024 în ceea ce vă privește. Planurile mari sunt să finalizăm proiectele mari de investiții și de asemenea să începem noi proiecte majore, cum este regenerarea pieței Traian, cum va fi undeva pe sfârșitul anului podul de la Solventul sau alte proiecte de dimensiune aceasta. Grupul consilierilor Partidului Social Democrat din cadrul Consiliului Județean Timiș a depus o serie de amendamente la bugetul CJT, care urmează să fie adoptat în plenul care va avea loc joi 8 februarie. Aleșii PSD au solicitat alocări de resurse financiare pentru o serie de proiecte importante dezbătute în ultimele luni cu comunitățile timișene. Modernizarea drumului județean 592 de la Moșnița Nouă la Lugoj, care cuprinde și modernizarea intersecțiilor către Drag și Darova și Boldur, este una dintre solicitările Partidului Social Democrat, în acest sens fiind solicitată finanțare pentru elaborarea documentației tehnice. De asemenea, aleșii socialdemocrați consideră oportună continuarea programului de construcție a bazinelor de înot în orașele din Timiș, proiect demarat în mandatul lui Călin Dobra cu un bazin la Jimbolia. Solicitarea consilierilor PSD se referă la continuarea programului și identificarea următorului oraș în care să fie construit un bazin de înot. Studiu de fezabilitate și proiect tehnic pentru un centru de procesare legume-fructe în proximitatea centrului de colectare a legumelor și fructelor de la Tomnatic este o nouă propunere socialdemocrată care se dorește să fie adoptată în ședința în care se va vota bugetul Consiliului Județean Timiș. Considerăm prioritare pentru dezvoltarea județului și alte proiecte pe care le vom susține pentru a putea fi finanțate. Înființarea unei asociații de dezvoltare intercomunitară care să gestioneze transportul public din județul Timiș, lucrări de reparații și de modernizare a drumurilor județene, un program județean de sprijinire a persoanelor defavorizate din mediul rural privind accesul la serviciile de sănătate. Totodată, consilierii județeni ai Partidului Social Democrat susțin depunerea candidaturii județului Timiș pentru titlul de regiune gastronomică europeană în anul 2027 și identificarea de resurse financiare necesare acestei candidaturi. Amendamentele PSD vor fi dezbătute și supuse votului în plenul de joi 8 februarie. Ținând cont de importanța lor, dar mai ales de nevoile locuitorilor județului Timiș, ne dorim ca propunerile noastre să primească un vot pozitiv din partea tuturor consilierilor județeni, indiferent de culoarea politică a acestora. Transmit reprezentanții grupului consilierilor Partidului Social Democrat din cadrul Consiliului Județean Timiș. Marian Dobre, vicepreședinte AUR Timiș, spune că singura salvare a PSD și PNL pentru a scăpa de furia românilor este comasarea alegerilor. Dobre mai susține și faptul că măsura este una dictatorială. Ce ar însemna comasarea alegerilor, explică Marian Dobre. Comasarea alegerilor va produce confuzii legislative pentru alegători și posibil pentru organizatorii acestora. Comasarea afectează principiile legislative fundamentale care țin de claritate și stabilitate legislativă. Prin faptul că suprapunerea unor reguli electorale diferite, un număr mai mare de buletine de vot, și anume 5, la număr votul în circunscripții diferit ar putea afecta participarea informativă a alegătorilor. Alegerile europarlamentare și cele locale se desfășoară după logici electorale diferite. Vicepreședintele AUR Timiș amintește că în urmă cu 12 ani PSD și PNL depuneau sesizări de neconstituționalitate față de un proiect de comasare a alegerilor locale cu parlamentare propus de guvernul Boc. Marian Dobre explică că este vorba despre un atac la ordinea constituțională și drepturile românilor. Acesta a fost și motivul pentru care AUR a protestat în fața sediilor PSD și PNL, susținând că prin această comasare se asistă la moartea democrației românești. În cadrul ședinței extraordinare, consilierii județeni au aprobat bugetul propriu al județului Timiș pentru anul 2024. Bugetul, compus din cheltuieli de funcționare și alocări pentru investiții, este de 768 milioane de lei. Programul de investiții pe anul 2024 însumează 265 milioane de lei, bugetul județului cuprinzând sume consistente, atât pentru finalizarea proiectelor începute, cât și fonduri importante pentru investiții publice complet noi. Cele mai mari investiții în 2024 vor fi
în transporturi, învățământ, cultură și pentru autorități executive, domenii care au prevăzut un buget de aproximativ 241 milioane de lei din totalul de 265 milioane de lei, 1800 km de piste de biciclete în toată regiunea de vest, începerea lucrărilor la Castelul Hunyade în baza celor trei finanțări nerambursabile obținute anul trecut, noul stadion și drumuri expres, acestea sunt doar câteva dintre direcțiile majore de acțiune în 2024, un an în care vom lucra atât la implementare pe teren, cât și la maturizarea unor proiecte pentru care am atras fonduri, a declarat Alin Nica, președintele Consiliului Județean Timiș. Aproape 78% din totalul veniturilor de dezvoltare vor fi atrase din fonduri europene și guvernamentale. Pentru continuarea lucrărilor începute, Consiliul Județean a prevăzut în buget suma de 640.000 de lei. Castelul Hunyade intră în reabilitare cu finanțare de aproape 9 milioane lei. Doar pentru demolare, stadionului Dan Păltinișanu i-a fost alocată suma de 2 milioane de lei, iar pentru construirea unei noi stații de pompieri la Făget e prevăzută suma de 2,5 milioane de lei. De asemenea, bugetul include în continuare finanțarea reparațiilor în domeniul sănătății, Spitalul Județean beneficiind de o sumă totală de 3 milioane și jumătate de lei. O atenție importantă este acordată culturii. Sunt cuprinse în acest caz ample cheltuieli cu acțiuni culturale, precum evenimente Timp Cultura. Este prevăzută în buget și finanțarea unităților de cult cu 2,4 milioane de lei. Alte 5 milioane de lei sunt alocate pentru finalizarea plăților aferente unor acțiuni derulate prin programul Timișoara Capitală Culturală Europeană. Nu a fost neglijat nici capitolul sportiv. Pentru susținerea sportului de performanță și a celui de masă s-a alocat suma de 3,2 milioane de lei. În ceea ce privește infrastructura rutieră, aceasta beneficiază în 2024 de un buget de 41 milioane de lei. Pe secțiunea de dezvoltare, pe lângă obiectivele cuprinse pe programul de investiții, sunt cuprinse cotizațiile și contribuțiile asociațiile de dezvoltare și ADR Vest în sumă de 9,4 milioane de lei, precum și rambursarea ratelor pentru creditele contractate cu suma de 23,8 milioane de lei. La capitolul drumuri, Consiliul Județean Timiș are alocați pentru întreținere și reparații drumuri județene aproape 43 milioane de lei. Nu ne interesează ce a făcut Andrei, numitul fratele, fiecare să-și tragă conștiințele, eu nu l-am pus și nici mama să facă așa ceva. Mama este din 2008 în Italia, am adus-o aici și trăiește la mine acasă, la Lidia, pe care eu o îngrijesc. Are 84 de ani, niciunul nu a îngrijit-o și nu îngrijește, o îngrijesc eu și să-mi aud amenințări și lucruri care nu sunt adevărate nici de mine, nici de mama, că mama a știut. Mama nu a știut așa ceva, că dacă știa mama, era ori deja în pământ. Andrei, fratele, dacă pot să-l mai numesc frate, ori era în pușcărie. Mama nu a știut. După ce Petronela a susținut că atât ea cât și sora ei au fost violate de Andrei, bărbatul care este reținut acum pentru că și-ar fi violat fiica vitregă și ar fi lăsat-o însărcinată, sora Petronelei neagă acest viol. Aceasta spune că nu este adevărat faptul că mama lui Andrei ar fi știut de ceea ce a făcut bărbatul. Noi am aflat aici din 2020, de când Petronela s-a supărat pe mama că n-a vrut să vândă casa, să-i mănânce banii, așa cum i-a mâncat și pensia, așa cum i-a făcut pensie falsă în Italia și i-a mâncat pensia și a băgat în probleme. Și de fratele ce pot să spun, să-i fie rușine și sper să putrezească în pușcărie dacă este adevărat, că eu nu am văzut, nu știu nimica, nu pot să acuz pe nimeni. Fiecare ce a făcut să-și tragă consecințele. Mie îmi pare foarte rău că am ajuns în direct să mă vadă toată Europa și tot mapamondul pentru situația asta, că sora Petronela, în loc să meargă să-l dea în judecată, sau dacă am plinit 18 ani, de ce nu s-a dus să denunțe, de ce nu l-a tras în tribunal, de ce scoate la 40 de ani aproape că fratele a violat-o? Este o minciună și să mă scuzați, este o excroacă și o mincinoasă. Bărbatul este cercetat penal că și-ar fi violat și lăsat însărcinată fiica vitregă, care suferă de un handicap grav.
Omul de afaceri Cristian Rusu a fost prezentat oficial de către Alin Nica drept candidat al PNL pentru primăria Dumbrăvița. Liderul PNL Timiș a precizat că partidul va avea candidați în toate localitățile din județ. Să practic anunțăm și oficial faptul că domnul Cristian Rusu va fi candidatul PNL la primăria Dumbrăvița și că se bucură de o tot mai largă susținere atât în rândul politicii locale, oamenilor din politica locală angrenați în viața publică, dar mai apoi, evident, vom anunța și alte susțineri venite din alte zone din societatea locală din Dumbrăvița. Surpriza vine din partea lui Victor Malac, președintele organizației PSD Dumbrăvița, care va susține candidatul PNL-ului, deși Alfred Simoni s-a anunțat că organizația o va susține pe Alina Sperlea. Am hotărât împreună cu biroul executiv local și organizația PSD din Dumbrăvița, care din punct de vedere încă este valabilă juridic și statutar, încă este valabilă, pentru că n-am primit nimic oficial în aceste demersuri, doar ce s-a vehiculat prin presă, și ne-am hotărât să susținem candidatura domnului Cristian Rusu pentru alegerile din 2024 la funcția de primar. De ce am hotărât acest lucru? Pentru că ne dorim ca primăria Dumbrăvița să ne revină sau să revină acolo unde a fost. De ce nu? Poate și mai mult, pentru că posibilități sunt. Rusu a vorbit despre proastă comunicare pe care au avut-o cei din opoziție cu administrația locală actuală din Dumbrăvița, condusă de Horia Bugarin, precizând că acesta a preferat să se autoizoleze și să creeze o barieră. Din păcate, și probabil mulți dintre dumneavoastră știți, administrația actuală a decis să se autoizoleze și să creeze o barieră între administrație și Consiliul Local. Noi toți de aici credem și lucrăm de ceva timp cei din opoziție și nu am stat. Noi credem că nu un om este cel care poate să ia cea mai bună decizie, ci o echipă. Dar pentru a avea o echipă, că e un cuvânt ușor de spus, greu de realizat, trebuie să existe respect și trebuie să existe transparență. Altfel, se pierd ani. Un mandat nu este un an, este 4 ani. Am reușit în Dumbrăvița să nu implementăm aproape nimic, vorbim, nu știu, de un kilometru, 1000 de metri de asfalt în 40 de luni până în momentul de față. Rusu a punctat că și-a propus să creeze o echipă care nu trebuie să facă minuni, ci doar să întoarcă cetățenilor ceea ce aceștia plătesc sub formă de taxe și impozite. Șantierul centurii Timișoara Sud este în grafic. Sute de muncitori lucrează zi și noapte, în special la terasamente. Ministrul transporturilor Sorin Grindeanu a mers să vadă stadiul lucrărilor și a comunicat un scenariu optimist. Șantierul va fi închis în vara acestui an. E o mobilizare de cam 500 de muncitori, utilaje. Se lucrează 24 din 24 pe lucrările care pot fi făcute în 24 din 24, și anume terasamentele. Eu cred că termenul asumat acela de vară va fi respectat. Mai mult decât atât, am avut discuții și cu responsabilul de șantier de aici și o să am și cu decidenții la nivel național a acestei companii. Mi-aș dori, dacă vom găsi soluțiile potrivite, să dăm chiar pe tronsoane drumul la această centură. Adică dacă poate să termine lucrările mai repede de la Ghiroda, de exemplu, până la Moșnița, să nu stăm până în iulie, când ar fi gata toată, ci să dăm pe tronsoane drumul la această centură. Sorin Grindeanu va propune deschiderea fiecărui tronson de drum odată finalizat, așadar se așteaptă decizia dirigintelui de șantier, iar dacă propunerea ministrului va fi aprobată, traficul din Timișoara va fi fluidizat.